Vă salut, eu sunt Casian și revin cu un nou clip după o pauză de 2 săptămâni în care am avut ceva probleme de rezolvat și chiar de sănătate. Chiar acum sunt în carantină acasă pentru că am fost depistat cu COVID-19 pentru a doua oară. Așa că dacă o să mă auziți tușind, îmi cer scuze de pe acum. Bun, astăzi mi-am propus să fac un clip mai lung prin care vreau să vă arăt ce trebuie să ținem cont atunci când studiem Biblia. Adică am să vă arăt în mare cam de ce țin eu cont atunci când studiez un text din Biblie. Cred că studierea Bibliei este obligatorie pentru o persoană creștină, nu este o opțiune. De ce este obligatoriu ca și creștini să studiem Biblia și nu este de ajuns doar să o citim, cum fac majoritatea din păcate? Păi în primul rând pentru că Domnul Iisus a spus celor care au început creștinismul: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Matei 28, 19 la 20. Deci botezați-i și învățați-i. Iar a învăța, adică a cunoaște, rezultă din a studia, nu doar din a citi. De aceea și în perioada când am fost la școală, ca să fim învățați, am citit, am memorat, am analizat, am studiat. Ei bine, la fel trebuie să facem și pentru a învăța ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat în Biblie. Trebuie să citim Biblia, trebuie să memorăm versete din Biblie și trebuie să analizăm Biblia, adică trebuie să o studiem. În al doilea rând, este obligatoriu să studiem Biblia pentru că toți scriitorii Bibliei nu mai sunt astăzi în viață ca să-i putem întreba ce au vrut să spună când au scris cartea sau versetul cutare. Și pentru că ceea ce au scris ei au scris acum mii de ani distanță, într-o cultură diferită de cultura din care facem noi parte, într-o limbă care nu se mai vorbește astăzi și datorită atâtor traduceri care s-au făcut până la traducerea pe care o avem noi astăzi, noi nu avem altă posibilitate de a înțelege aici și acum exact ceea ce ei au vrut să spună când au scris atunci și acolo, adică acum mii de ani, decât dacă studiem ceea ce ei au scris. Citirea și interpretarea literară a Bibliei nu ne ajută, pentru că nici ceea ce scriem sau vorbim noi astăzi nu luăm literal, ci interpretăm, dar rămâne ceva ce s-a scris acum mii de ani. Suntem obligați să studiem Biblia dacă vrem să nu greșim în interpretarea ei. Citirea doar nu ne ajută. În al treilea rând, cred că trebuie să studiem Biblia pentru că noi fiecare facem parte dintr-un anumit cult creștin. Frecventăm o anumită biserică unde ni se predică într-un anumit fel și când vom deschide Biblia și vom citi din ea, creierul nostru involuntar va interpreta ceea ce am citit din Biblie în acel moment în funcție de cultul din care facem parte, de biserica pe care o frecventăm și de predicile pe care le-am auzit. Predici care pot să conțină atât învățături adevărate, cât și învățături false. Iar noi, ca să putem înțelege exact ceea ce a vrut scriitorul Bibliei să transmită prin textul pe care l-am citit, fără ca înțelegerea noastră să fie influențată de cultul din care facem parte, biserica pe care o frecventăm și predicile pe care le-am auzit, trebuie să studiem acel text biblic pe care îl citim. Nu avem altă variantă. Studierea textului ne ajută să privim la textul citit fără ca nimic din ceea ce știm deja să ne influențeze. Bun, v-am arătat în câteva rânduri de ce cred eu că trebuie să studiem Biblia, nu doar să o citim. Acum vreau să vă arăt ce trebuie să ținem cont atunci când studiem Biblia. Și am să vă dau anumite chei, anumite lucruri de care dacă veți ține cont când studiați un text biblic, vă vor ajuta să interpretați corect acel text. Astfel că atunci când studiați un text biblic, în primul rând, țineți cont că un text nu contrazice alt text. De exemplu, textul din 1 Corinteni 12 cu 7, unde scrie: și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Nu contrazice textul din 1 Corinteni 14 cu 4a, unde scrie că cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Chiar dacă aparent așa pare, pentru că dintr-un text ar deduce că darurile Duhului Sfânt sunt date spre folosul altora, iar din celălalt că darurile Duhului Sfânt sunt date pentru folosul celui care îl are, pentru că scrie cu privire la darul vorbirii în alte limbi că cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Ei bine, în momentul în care găsiți în Biblie texte care par să se contrazică,
Trebuie să vă fie foarte clar de la bun început că un text biblic nu contrazice niciodată alt text biblic. Pentru că avem de a face cu Sfânta Scriptură care este insuflată de Dumnezeu și Dumnezeu nu face greșeli. Și atunci dacă vă puneți și studiați cele două texte care par să se contrazică, folosind uneltele pe care vi le dau în acest clip, veți vedea ceea ce nu vedeți tot timpul prin simpla citire, și anume că și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, este un text prescriptiv, adică îți prescrie, îți arată cum se folosesc darurile Duhului Sfânt. Pe când cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, este un text descriptiv, adică îți descrie, îți arată cum foloseau alții darurile Duhului Sfânt, mai exact cum foloseau corintenii darul vorbirii în alte limbi. Nici de cum nu îți arată cum se folosește darul vorbirii în alte limbi. Bun, deci, țineți cont când studiați Biblia că un text nu contrazice alt text. Alt lucru de care trebuie să ținem cont atunci când studiem Biblia este că un scriitor nu contrazice alt scriitor. Pavel când scrie în 1 Corinteni 14 cu 2 că cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine, nu-l contrazice pe Luca care scrie că mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Faptele Apostolilor 2 cu 6. Chiar dacă aparent așa pare la prima vedere, pentru că Pavel descrie în 1 Corinteni 14 cu 2 că vorbirea în alte limbi nu este înțeleasă, iar Luca descrie în Fapte 2 cu 6 că vorbirea în alte limbi era înțeleasă. Ei bine, în momentul în care găsiți în Biblie scriitori care par să se contrazică în ceea ce afirmă, trebuie să vă fie foarte clar de la bun început că un scriitor biblic nu contrazice alt scriitor biblic, pentru că toți au fost insuflați de Duhul Sfânt când au scris și Duhul Sfânt nu greșește. Și dacă vă pune și studiați ceea ce spun cei doi scriitori care par să se contrazică, veți vedea ceea ce nu vedeți tot timpul prin simpla citire. Și anume că Luca când descrie că mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui, descrie vorbirea apostolilor în alte limbi de la Rusalii și faptul că toți cei care locuiau în alte țări și erau prezenți acolo la sărbătoare, înțelegeau ce li se vorbea pentru că li se vorbeau pe limbile lor. Pe când Pavel spune că cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine, descrie ceea ce se întâmpla în biserica din Corint, unde vorbeau unii în alte limbi, adică vorbeau în alte limbi ale altor popoare, cum s-a întâmplat și la Rusalii, dar pentru că în biserica din Corint erau doar corinteni, Pavel spune că atunci când aceștia vorbeau în alte limbi decât limba vorbită de ei, ei nu vorbeau oamenilor, nimeni nu înțelegeau, ci spuneau taină, pentru că vorbeau în limbile altor popoare, limbi neînțelese de niciunul dintre ei. Pavel și Luca nu se contrazic, ci doar descriu două contexte diferite a utilizării darului vorbirii în alte limbi în secolul I. Unul pozitiv, Fapte 2, și altul negativ, 1 Corinteni 14, care este și corectat de către Pavel dacă analizați tot capitolul 14. Deci, țineți cont când studiați Biblia că un text nu contrazice alt text și că un scriitor nu contrazice alt scriitor. Alt lucru de care trebuie să ținem cont atunci când studiem Biblia este să punem cât mai multe întrebări posibile textului citit. Eu astăzi am să vă dau doar 3 întrebări care cred că sunt minime. 3 întrebări minime care trebuie puse oricărui text. Deci, puneți cele 3 întrebări textului. Cine vorbește? Cui vorbește? Despre ce vorbește? Dacă puneți măcar aceste 3 întrebări oricărui text citit, măcar aceste 3 întrebări și răspundeți corect, răspunsurile pe care le veți primi din text nu vă vor lăsa să-l interpretați greșit. De exemplu, Numeri 6 de la versetul 22 la 27. Este un text care se citește de obicei la binecuvântarea copiilor mici în bisericile protestante. Haideți să punem textului cele 3 întrebări minime și să vedem apoi la ce concluzie ajungem cu privire la binecuvântarea copiilor mici din bisericile protestante. Numeri 6, 22 la 27. Cine
vorbește. Ne referim cine vorbește în text. Da? Avem două personaje. Naratorul, adică povestitorul, adică Moise, versetul 22, și Domnul, de la versetul 23 la 27. A doua întrebare. Cui vorbește? Adică cui vorbește Moise, naratorul, și cui vorbește Domnul? Moise, ca narator, vorbește tuturor cititorilor, adică celor care citesc Cartea Numeri. Domnul vorbește lui Moise. Versetul 22, vedem. Și a treia întrebare. Despre ce vorbește Moise și despre ce vorbește Domnul în text? Moise vorbește despre cum Dumnezeu i-a vorbit cu privire la ce să le spună lui Aaron și fiilor lui în ceea ce privește binecuvântarea copiilor lui Israel. Și asta vedem în tot textul, la 22 la 27. Iar Domnul vorbește despre faptul că trebuiau binecuvântați copiii lui Israel, vedem din versetul 23. Și mai vorbește și cine trebuia să-i binecuvinteze, versetul 23 și 27b, precum și despre cum trebuiau binecuvântați copiii lui Israel, versetele 24 la 27a. Bun. Acum că am pus cele trei întrebări textului și am primit și răspunsurile, ați observat, având toate aceste detalii, că practica binecuvântării copiilor mici din bisericile protestante nu se potrivește cu ceea ce scrie în acest text? Pentru cei care vă întrebați, de ce zici că nu se potrivește? Păi voi despre care copii vedeți că vorbește textul cum că Dumnezeu a poruncit să fie binecuvântați după ritualul acesta? Despre copiii tuturor neamurilor? Sau vedeți că textul specifică clar despre care copii? Întrebați textul. Răspunsul este acolo. Porunca binecuvântării copiilor mici dată de Dumnezeu în numer 6 este pentru toți copiii din toate popoarele sau doar pentru copiii din poporul Israel? Este întrebarea. Haideți să vedem răspunsul. Versetul 23. Ascultați ce spune Dumnezeu. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel. Observați că textul specifică clar pe care copii să-i binecuvântați după acest ritual. Versetul 27. Ascultați ce spune Dumnezeu. Astfel să pună numele meu peste toți copiii din orice neam? Nu! Peste copiii lui Israel! Păi ultimii copii pe care i-ați văzut dumneavoastră binecuvântați în bisericile protestante sau i-ați binecuvântat ca pastori, au fost dintre copiii lui Israel? Gândiți-vă puțin. Noi nu suntem Israel. Noi suntem dintre neamuri și facem parte din perioada bisericii. Căutați dumneavoastră în toată Biblia și o să vedeți că nicăieri în Biblie nu există vreo învățătură dată bisericii cum că trebuie să-și binecuvinteze copilașii după ritualul din număr 6, așa cum le era poruncit evreilor în Vechiul Testament. Și nu există nicio biserică măcar care să binecuvinteze copilași după ritualul din număr 6. De ce oare? Pentru că practica binecuvântării copiilor mici din textul acesta nu este o practică pentru creștinism, ci pentru iudaism. Nu este pentru neamuri, ci pentru evrei. Și chiar dacă ai fi evreu, dacă ești creștin astăzi, nu mai este valabilă nici pentru tine, pentru că nu este o practică din perioada din care faci tu parte. Cei care încă credeți că practica binecuvântării copiilor lui Israel din numer 6 este o practică pentru creștini, vă întreb și cu asta închei subiectul și mergem mai departe. Dacă practica binecuvântării copiilor lui Israel ați luat-o de la evrei și din iudaism, de ce nu luați și restul practicilor care erau pentru copiii evreilor, cum ar fi tăierea împrejur? De ce doar binecuvântarea copiilor lui Israel și tăierea împrejur nu? Înțelegeți cât de important este să studiem Biblia și să o studiem corect, nici de cum doar să o citim? Dacă doar citim Biblia, înțelegerea a ceea ce citim este influențată involuntar de cultul din care facem parte, de biserica din care facem parte și de învățăturile pe care le-am primit în acea biserică și ne punem în situația penibilă în care citim cu voce tare în mijlocul bisericii, în auzul tuturor, cum Dumnezeu a poruncit așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și nimeni nu se sesizează că în practică noi binecuvântăm pe copiii. Înțelegeți? Bun, cred că este destul de clar.
Alt lucru de care trebuie să ținem cont atunci când studiem Biblia și ultimul despre care vreau să vă vorbesc în acest clip, pe lângă faptul că un text nu contrazice alt text, un scriitor nu contrazice alt scriitor și pune cele trei întrebări textului, este și folosește principiile de interpretare. Și am să vă dau două principii de interpretare pe care, dacă le folosiți, vă vor ajuta să interpretați corect orice text. 1. Principiul contextual și 2. Principiul clarității. Principiul contextual se referă la diferite contexte de care trebuie să ținem cont atunci când studiem un text, dacă vrem să interpretăm corect acel text. Aceste principii contextuale sunt universal valabile cu privire la orice text, nu doar cel biblic. Sunt principii pe care le-am învățat cu toții la școală. Nu este nimic nou sau special doar pentru studierea Bibliei. Deci, când studiem Biblia, trebuie să ținem cont de următoarele contexte. 1. Contextul apropiat. Contextul apropiat se referă la versetele care sunt scrise înainte și după textul pe care dorim să-l analizăm. Orice text se interpretează ținându-se cont de contextul apropiat. Nu interpretăm literalmente cum citim pentru că riscăm să interpretăm greșit, ci interpretăm în contextul apropiat. De exemplu, în Evrei 10:38 scrie că cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el, spune Dumnezeu. Acum, dacă nu ținem cont de contextul apropiat când interpretăm acest verset, putem interpreta acest verset cum că un credincios poate da înapoi, adică își poate pierde mântuirea. Și acest verset chiar este folosit ca argument pentru a demonstra că mântuirea se poate pierde pentru că scrie clar că dacă dă înapoi, sufletul meu, zice Dumnezeu, nu găsește plăcere în el. Deci poate da înapoi. Însă această interpretare cum că un credincios poate da înapoi este una eronată. Și unul dintre motivele interpretării eronate este faptul că nu se ține cont de contextul apropiat atunci când se interpretează. Pentru că dacă s-ar ține cont, s-ar observa că în versetul de lângă versetul nostru scrie cu privire la cei mântuiți că noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Ceea ce rezultă nu că mântuirea se poate pierde, ci că există două categorii de oameni în adunări, cei care dau înapoi și cei care nu dau înapoi. Cei care nu dau înapoi sunt cei din versetul 39 numiți noi, adică cei născuți din nou, credincioși adevărați, că la ei se referea Pavel când a scris noi. Iar cei care dau înapoi din versetul 38 sunt cei necredincioși, acei credincioși falși care au fost botezați în apă fără să fie născuți din nou și care mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, dau înapoi. Textul cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el, nu vorbește nici de cum despre posibila pierdere a mântuirii celor mântuiți care ar da înapoi, pentru că noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului, ne spune contextul apropiat. Alt context de care trebuie să ținem cont dacă vrem să interpretăm corect un text este contextul îndepărtat. Contextul îndepărtat se referă la capitolele care sunt scrise înainte și după textul pe care dorești să-l analizezi. De exemplu, în 1 Corinteni 14:4a scrie că cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Acum, dacă nu ținem cont de contextul îndepărtat, putem interpreta cum că darul vorbirii în alte limbi este pentru zidirea sinelui. Și acest verset este chiar folosit ca argument biblic de cei care spun că vorbesc astăzi în alte limbi, însă această interpretare cum că darurile duhovnicești sunt date spre zidirea sinelui este eronată. Și unul dintre motivele interpretării eronate este faptul că nu se ține cont de contextul îndepărtat atunci când se interpretează. Pentru că dacă s-ar ține cont, s-ar observa că în capitolul 12 cu versetul 7 din 1 Corinteni scrie cu privire la darurile Duhului Sfânt că fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, nu a sinelui.
Și ținând cont că textul din capitolul 7 este un text prescriptiv, adică ne învață cum trebuie folosite darurile Duhului Sfânt spre folosul altora, iar textul din capitolul 14 este un text descriptiv, adică ne arată cum foloseau darul vorbirii în alte limbi biserica din Corint, zidindu-se pe sine, noi nu putem lua un text descriptiv ca normă de practică a darurilor duhovnicești, mai ales când analizăm tot capitolul 14 de la versetul 5 încolo și vedem cum Pavel corectează modul lor de utilizare a vorbirii în alte limbi în biserica din Corint. Pentru că îl utilizau greșit și mai ales dacă ținem cont de contextul îndepărtat. Textul cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, nu vorbește nici de cum despre faptul că darul vorbirii în alte limbi este dat pentru zidirea sinelui, pentru că fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, ne spune contextul îndepărtat. Alt context de care trebuie să ținem cont dacă vrem să interpretăm corect un text este contextul general. Contextul general se referă la celelalte pasaje din întreaga Biblie unde se vorbește despre subiectul din textul pe care îl analizăm noi. Adică, în general, ce se mai vorbește în Biblie despre subiectul pe care îl analizăm. De exemplu, în 1 Corinteni 14:2 cu privire la vorbirea în alte limbi scrie că cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Acum, dacă nu ținem cont de contextul general, putem interpreta cum că cine vorbește în alte limbi nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Și vorbirea lui în alte limbi nu este înțeleasă de cei ce l-aud vorbind, pentru că el în acele momente cu Duhul spune taine. Și acest verset interpretat în felul acesta este folosit ca argument biblic de cei care spun că vorbesc astăzi în alte limbi ca apostolii la Rusalii, deși nu îi înțelege nimeni. Această interpretare cum că vorbirea în alte limbi nu trebuie să fie înțeleasă de cei din jur, pentru că vorbitorul nu vorbește oamenilor atunci, ci lui Dumnezeu, este eronată. Și unul dintre motivele interpretării eronate este faptul că nu se ține cont de contextul general atunci când se interpretează acest verset. Pentru că dacă s-ar ține cont, s-ar observa că în Faptele Apostolilor, capitolul 2 cu versetul 6 și 11, ni se relatează că în momentul în care apostolii au vorbit în alte limbi, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu înțelege și cu Duhul el spune taine, din 1 Corinteni 14:2. Este o relatare a lui Pavel cu privire la ce se întâmpla în biserica din Corint când ei vorbeau în alte limbi, nici de cum o normă de urmat. Pentru că norma este la apostoli, în Fapte 2 cu 6 și 11, iar apostolii când au vorbit în alte limbi, au vorbit oamenilor și oamenii i-au înțeles. Textul cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul îl spune taine. Nu vorbește nici de cum despre faptul că cei care aveau darul vorbirii în alte limbi în secolul I nu trebuiau să fie înțeleși de cei din jur când îl foloseau corect, ci vorbește despre faptul că cei din Corint când practicau vorbirea în alte limbi o practicau într-un mod greșit. Nu ca apostolii care atunci când au vorbit în alte limbi, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Dar acest aspect îl putem observa doar dacă ținem cont de contextul general. Alt context de care trebuie să ținem cont dacă vrem să interpretăm corect un text este contextul cărții. Contextul cărții se referă la a cunoaște contextul în care s-a scris cartea din care noi citim acel text, adică să cunoaștem scopul pentru care a fost scrisă cartea din care noi citim textul respectiv. De exemplu, 1 Corinteni 14:2. Cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Și 1 Corinteni 14:4a. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Sunt din aceeași carte 1 Corinteni. Acum, dacă nu ținem cont de contextul cărții și de celelalte contexte de care v-am vorbit până acum,
Putem interpreta aceste două versete cum că cine vorbește în alte limbi nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Și vorbirea lui în alte limbi nu este înțeleasă de cei ce-l aud vorbind, pentru că el în acele momente cu Duhul spune taine și darul vorbirii în alte limbi nu este pentru zidirea altora, ci pentru zidirea sinelui. Și aceste versete interpretate în acest fel sunt folosite ca argumente biblice de cei care spun că vorbesc astăzi în alte limbi ca apostolii, deși nu sunt înțeleși de nimeni și nu zidesc pe nimeni. Iar această interpretare cum că vorbirea în alte limbi nu trebuie să fie înțeleasă de cei din jur pe motiv că scrie clar în 1 Corinteni 14 că vorbitorul în alte limbi nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, că el spune taine atunci și se zidește pe sine, este eronată. Și unul dintre motivele interpretării eronate este faptul că nu se ține cont de contextul cărții atunci când se interpretează aceste versete. Pentru că dacă s-ar ține cont, s-ar observa că scopul pentru care cartea 1 Corinteni a fost scrisă de către Apostolul Pavel în regim de urgență a fost ca să corecteze gravele abateri cu privire la biserica din Corint. Luați pagină cu pagină din cartea 1 Corinteni și o să descoperiți că fiecare pagină conține câte o practică greșită pe care Pavel o corectează apoi. Biserica din Corint practicau mai toate lucrurile greșit și atunci este lesne de înțeles că dacă practicau mai toate lucrurile greșit și darul vorbirii în alte limbi îl înțelegeau și îl practicau greșit, după cum se poate și vedea din capitolul 14 de la versetul 5 încolo, unde Pavel, după ce prezintă în primele 4 versete ce se întâmpla în biserică, de la versetul 5 încolo, începe să-i corecteze cu privire la înțelegerea și practicarea vorbirii în alte limbi. Textul cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine din 1 Corinteni 14 cu 2 și cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși din 1 Corinteni 14 cu 4a nu vorbește nici de cum despre faptul că cine vorbea în secolul I în alte limbi nu vorbea oamenilor, ci lui Dumnezeu, era neînțeles de cei din jur și se zidea pe sine însuși, ci vorbește despre modul greșit în care biserica din Corint practica vorbirea în alte limbi și asta putem observa doar dacă ținem cont de contextul cărții. Alt context de care trebuie să ținem cont dacă vrem să interpretăm corect un text este contextul social. Contextul social se referă la a cunoaște cât mai multe detalii despre societatea din vremea în care a fost scris textul pe care l-am citit și vrem să-l interpretăm. De exemplu, în 1 Corinteni 3, de la versetul 10 la versetul 15, Pavel scrie bisericii din Corint așa: după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și altul clădește deasupra. Dar fiecare se ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Acum, dacă nu ținem cont de contextul social și de celelalte contexte de până acum, putem interpreta aceste versete cum că trebuie să avem grijă cum ne trăim viața dacă vrem să primim răsplata la finalul vieții, adică viața veșnică, mântuirea. Și textul este interpretat în acest fel și folosit ca argument biblic de cei care spun că mântuirea se poate pierde dacă lucrarea ta de pe pământ, adică trăirea ta, va fi arsă. Deși textul se încheie spunând, dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Această interpretare a textului cum că ar vorbi despre posibila pierdere a mântuirii în urma felului de trăire a vieții este eronată și unul dintre motivele interpretării eronate este faptul că nu se ține cont de contextul social și cu siguranță de niciun alt context despre care v-am vorbit până acum. Pentru că dacă s-ar ține cont, s-ar observa din contextul apropiat, versetul 15, că nimeni nu-și pierde mântuirea în acest text, pentru că spune clar cât despre el, omul, va fi mântuit,
dar ca prin foc, adică fără să fie răsplătit pentru momentele în care a clădit cu lemn, pânză sau trestie, adică pentru momentele în care a trăit cum nu a vrut Dumnezeu. Textul din 1 Corinteni 3, de la 10 la 15, nu vorbește nici de cum despre faptul că este posibilă pierderea mântuirii, așa cum interpretează unii acest text, ci despre faptul că odată deveniți creștini, începe prin ceea ce facem sau nu facem în fiecare zi, să clădim fie aur, argint, pietre scumpe, adică voia lui Dumnezeu, fie lemn, fân și trestie, adică voia diavolului. Apostolul Pavel se folosește de imaginea societății din vremea respectivă a Corintului, care era una foarte bogată și cu o mentalitate a oamenilor de îmbogățire, ca să le arate creștinilor din Corint că trebuie să aibă o mentalitate de îmbogățire și spirituală, nu doar materială. Și acest aspect îl puteți observa doar dacă țineți cont de contextul social. Alt context de care trebuie să ținem cont dacă vrem să interpretăm corect un text este contextul istoric-cultural. Contextul istoric-cultural se referă la a cunoaște contextul istoric al textului pe care îl citim și interpretăm și la a cunoaște contextul cultural. De exemplu, în Vechiul Testament, în Cartea Deuteronom, capitolele 27 și 28, avem descrise binecuvântările și blestemele pe care Dumnezeu le-a dat prin Moise poporului Israel. Acum, dacă nu ținem cont de contextul istoric atunci când citim aceste capitole, putem spune că ele sunt valabile și astăzi în ceea ce privește biserica, așa cum de altfel mulți cred și spun acest lucru, doar că eu spun că este o interpretare eronată. Și unul dintre motivele interpretării eronate este faptul că nu se ține cont de contextul istoric atunci când se interpretează aceste capitole. Pentru că dacă s-ar ține cont, s-ar observa că sunt din total altă perioadă istorică decât perioada bisericii, adică a poporului Israel. S-ar observa că sunt din total altă perioadă istorică din punct de vedere a celor două mari legăminte, adică din vechiul legământ față de perioada istorică din care suntem noi ca biserică și anume noul legământ. Pentru că nicăieri în noul legământ nu mai găsiți accentul pus pe binecuvântările pământești, ci pe cele spirituale. Și nicăieri nu mai găsiți în noul legământ că noi ca și credincioși mai putem fi sub blestem odată ce Hristos a făcut blestem pentru noi, luând blestemul din Deuteronom 27 și 28 de peste noi. Binecuvântările și blestemurile aparțin altei perioade istorice și acest aspect îl putem observa doar dacă ținem cont de contextul istoric. De exemplu, în Iosua 2 ne este redat cum curva Rahab minte cu privire la iscoadele care au venit să-i scodească Erihonul și cum ea și casa ei sunt singurii care scapă cu viață în momentul în care Erihonul este cucerit. Acum, dacă nu ținem cont de contextul cultural al lui Rahab și de restul contextului despre care v-am vorbit până acum, am putea interpreta minciuna ei ca fiind una permisivă de către Scriptură, dacă minciuna ajută la ceva. Deci, o minciună cu un scop bun nu este păcat, spun unii, pentru că, uite, și curva Rahab a mințit ca să scape iscoadele și nu a pățit nimic, ba din contră, a fost singura care a fost salvată din cetatea ei. Ei bine, o astfel de interpretare este eronată și unul dintre motivele interpretării eronate este faptul că nu se ține cont de contextul cultural al curvei Rahab atunci când se interpretează fapta ei. Pentru că dacă s-ar ține cont, s-ar observa că ea din punct de vedere cultural nu era din poporul Domnului ca noi să-i copiem cumva fapta, ci dintr-un popor păgân, având o manifestare păgână. Dumnezeu, când a spus copiilor lui să nu minți, a spus să nu minți în nicio circumstanță, pentru că minciuna este păcat, indiferent de scop. Deci o minciună spusă, chiar dacă are un scop bun, este tot minciună, adică este tot păcat. Textul cu Rahab și minciuna ei nu poate fi luat ca exemplu cum că o minciună, dacă are un scop bun, nu este păcat. Pentru că Rahab, din punct de vedere cultural, era o păgână. Și acest aspect îl putem observa doar dacă ținem cont de contextul cultural. Alt context de care trebuie să ținem cont dacă vrem să interpretăm corect un text și ultimul despre care am să vă vorbesc este contextul literar-gramatical. Contextul literar face referire, de exemplu, la a identifica forma literară sub care este scris textul pe care îl citim și vrem să-l interpretăm. Iar contextul gramatical face referire, de exemplu, la timpul de vorbire folosit în text.
De exemplu, în Geneza 1 cu 1, când citim, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Avem de a face cu o narațiune, adică povestirea unei realități. În Biblie avem și pilde, adică povestiri imaginare. Avem de asemenea metafore. Metafora este atunci când se schimbă termenul propriu cu unul plastic. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, spunea Domnul Iisus în Ioan 10 cu 9. Nu era Domnul ușă. Este o metaforă prin care vrea să spună că doar prin El putem fi mântuiți, prin ceea ce a făcut El la cruce. Altă formă literară este hiperbola pe care o găsim în Biblie, adică exagerarea voită a scriitorului. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris, scrie Apostolul Ioan în capitolul 21 cu versetul 25. Este o hiperbolă, o exagerare a lui Ioan ca să scoată în evidență faptul că Iisus a făcut mai multe lucruri din punct de vedere numeric decât avem noi trecute în Biblie, dar identice ca formă cu cele pe care le avem deja trecute. Toate acestea au legătură cu forma literară în care este scris textul și acest aspect îl putem observa doar dacă ținem cont de contextul literar. De exemplu, în Ioan 6:47, Domnul Iisus spune așa: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Și cu toate astea, mulți creștini se roagă așa: Doamne, ajută-ne să facem voia Ta ca să primim viața veșnică când ne vei chema la Tine. Păi, oameni buni, Domnul Iisus a spus: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Când are, dacă ne uităm la contextul gramatical din punct de vedere al timpului de vorbire? Din momentul în care crede în Hristos, acea persoană are viața veșnică. Nu o va avea după ce moare, pentru că nu este la viitor. Și acest aspect îl putem observa doar dacă ținem cont de contextul gramatical. Înțelegeți acum cât de importante sunt toate aceste unelte în a avea o interpretare corectă și cât de nesemnificativă este doar simpla citire a textului? Trec rapid și la ultima parte a principiilor de interpretare și vă voi vorbi câteva minute doar despre ceea ce în teologie se numește principiul clarității. Principiul clarității ne ajută să înțelegem un text care nu este clar, interpretându-l în lumina unui text care tratează același subiect, dar care este clar. De exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 19, cu versetul 6, ni se relatează că ucenicii lui Ioan Botezătorul au fost botezați cu Duhul Sfânt și au vorbit în alte limbi. Acum, în toată Biblia, noi avem doar 4 cazuri în care ne este descris botezul cu Duhul Sfânt manifestat practic. Fapte 2 Rusalile, Fapte 8 Samaritenii, Fapte 11 Casa lui Corneliu și Fapte 19 Ucenicii lui Ioan Botezătorul. Din toate aceste 4 cazuri unice, doar din Fapte 2 și din Fapte 11 putem deduce că vorbirea în alte limbi a celor botezați cu Duhul Sfânt au fost limbi înțelese, pentru că se specifică. În Fapte 19 se specifică că au vorbit în alte limbi, dar nu se specifică dacă erau înțelese, iar în Fapte 8 nu se specifică deloc cum că ar fi vorbit în alte limbi. Acum, conform principiului clarității, ca să mergem pe aceeași linie, pentru că nu avem în Biblie decât vorbiri înțelese, suntem obligați să interpretăm Fapte 8 și Fapte 19 în lumina textului din Fapte 2 și Fapte 11. Și astfel credem că în toate cele 4 cazuri unice s-a vorbit în alte limbi și s-a vorbit în alte limbi înțelese. Subliniez un aspect foarte important de reținut aici, și anume că principiul clarității nu poate fi singura unealtă care ne va lămuri un text neclar prin lumina unui text clar, ci împreună cu celelalte unelte învățate până acum. Bun, cam atât am vrut să vă spun cu privire la ce trebuie să ținem cont atunci când studiem Biblia. V-am dat anumite chei de interpretare care să vă ajute să interpretați corect textul citit. Chei cum ar fi faptul că un text nu contrazice alt text sau un scriitor nu contrazice alt scriitor. V-am vorbit despre faptul că dacă vreți să faceți un minimum de analiză asupra unui text, trebuie să puneți cele 3 întrebări textului. Iar pentru o analiză mult mai aprofundată, trebuie să folosiți principiile de interpretare. Aveți tot acest material.
Ține numai de dumneavoastră dacă doriți să-l aplicați. Și ferice de cei ce-l aplică atunci când analizează un text, pentru că vor descoperi adevărul și vor fi feriți de a trăi poate toată viața într-o minciună, crezând că trăiesc un adevăr, așa cum din păcate trăiesc mulți astăzi, pentru că au ales să rămână doar la citirea Bibliei, din care nu pot înțelege mare lucru și se bazează în mare parte pe ceea ce li se spune de către alții, nu pe ceea ce studiază ei înșiși din Biblie. Acesta a fost clipul de astăzi, ce trebuie să ținem cont atunci când studiem Biblia. Sper să vă fie de folos și dacă vă este de folos, distribuiți-l și altora ca și alții să poată învăța cum să studieze corect Biblia. Abonați-vă de asemenea la canalul de YouTube, Factorul Decisiv, dacă nu ați făcut-o deja, și apăsați clopoțelul pentru ca să puteți să fiți anunțați de fiecare dată când voi posta un clip nou. La revedere!